Petra Dulgherun a declarat că procesatorii de lapte și carne vor fi atent monitorizați în perioada următoare pentru ca cei care cumpără să nu descopere surprize neplăcute. Controlele, sigur, se vor intensifica la toate unitățile de procesare, inclusiv abatoare, dar noi vrem să menținem ștacheta Bucovinei, pentru că noi facem produs în Bucovina. Avem cele mai multe unități de procesare, carne și lapte cu ștampilă ovală, ca aceste unități să nu fie cumva vulnerabile în fața unor reclamații, în fața unor sesizări sau de ce nu în fața greșelilor pe care le fac agenții economici. Noi trebuie să-i informăm, să-i monitorizăm, să-i sprijinim ca produsul în Bucovina, ca tot ce este aici, să nu apară, să nu prezinte o situație deosebită, că atunci ne compromite tot. Petra Dulgheru a adăugat că în cadrul întâlnirii a încercat să tragă un semnal de alarmă pentru unitățile de procesarea laptelui și a cărnii, pentru că în 2011 sunt așteptate vizite de la Comisia Europeană pentru verificarea condițiilor pe linie de producție. Astăzi am plecat, am tras semnalul de la cota zero pentru unități de procesare lapte și carne, deoarece noi eliberăm, eu semnez pentru unitățile care le dăm ștampilă ovală și la anul vor veni comisarii europeni în vizită la Suceava și vrem să-i menținem în priză pentru a nu ajunge în situații cum a ajuns abatorul care l-am văzut, pentru a respecta toate normele impuse din regulamentele Parlamentului European și a Consiliului Europei. Dulgheru a transmis pe această cale un mesaj și cumpărătorilor să achiziționeze produse doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să nu cumpere din piețele ambulante sau din portbagajul mașinilor.